poartă, am văzut-o din celălalt drumuș. Și acolo este casa unde s-a născut, la Cusor, Sfânta Maria. Iar făcându-se dimineață, toți arhierei și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Isus ca să-l omoare. Și legându-l, l-au dus și l-au predat dregătorului Ponțiu Pilat, guvernatorului Ponțiu Pilat. A fost în căpere unde a fost judecat Isus de Pilat din Pont. Punerea condamnarea efectivă și punerea cununii de schimb și a crucii. Să înseamnă stația întâia și a doua care a fost aici. Da, stația întâia și a doua. Întâlnirea opriului este în spatele meu, dar este închis. Deci este Ecceho. Ne-a fost închis Hristos pe drumul Golgotei. Sinistru. Și acum probabil că aveau niște... Eu am greșit, de fapt. Acolo, prima închisoare a fost închis Baraba. Via Dolorosa bătută de jos în sus, înspre mormânt. În drumul de la Via Dolorosa. Sunt tot felul de birturi, de îmbrăcăminte de vânzare. Și aici, atunci când a căzut prima dată. De 3 euro a căzut. Atenție la... Cu cine? Cu mama sa. După ce la nu putea să mă acolo.
Bun, șefte! Aici este a cincea stație. Nu știu, nu știu. Hai, Nicu! Ce a fost aici? Mâna! Ce s-a întâmplat? Mâna unde s-a sprijinit? Casetă video? Z10. Și se urcă mai departe, dar am început să găfui. A șaptea stațiune. Stația a șasea, puțin mai jos. Intrarea în Sfântul Mormânt. Din potrivă, ăștia care vând sunt arabi creștini. Arabi? Arabi. Haideți, mergem la foarte multe bisericuțe. Bisericuța Sfântului Mormânt, bisericuța Învierii, Golgota aici sus în dreapta. Bun, acolo o să vedeți, în stânga este un stâlp crăpat. În vremea ocupației otomane, se percepea taxă pentru peregrini care veneau. Și odată au venit unii mai săraci, nu au avut bani să plătească. Și atunci, când s-a făcut Sfânta Lumina, a crăpat o sănătate în partea asta. Drept în fața acolo de acest cazul acela metalic, este piatra muntelui. Vă spun acum ca să da. Este o lespede, în fața căreia să vă mirați în treaba asta, să se urcați. Și după aia urcăm pe Golgota. Deci urcăm scările acestea de treaba. Și acolo vă mai... Haideți să urcăm. Maicii Domnului. Iar în stânga este locul unde a fost crucificat Iisus Hristos. Acolo o să vedeți noastră, discul acela de aur. Da. Ce acolo? Bătem mâna până atingem. După ce vă închinați, eu sunt aici. Iosif din Arimatea și Nicodim au fost cei care au făcut acest lucru.
l-au mâns la un pășal de Giurgiu și l-au depus acolo în mormântul lui Iosif. Așa aproape acum? Nu, foarte aproape acum, da, aproape. Nu știu ce mi se părea că... Când a fost în Balsam, aproape toate aceste originale sunt acoperite pentru că în timp au râcnit, au... Nu era protecția care am avut, dar au... Pe o bară de piață ca să se ducă acasă. Acolo este inclusă o bucată din piatra pe care a fost pusă pe ușa mormântului. Și se spune că pe Angelica acolo a stat îngerul când a venit, femeile mironosețe, și el se tăia lângă piatră și da. Și după aceea să ieșiți la fel tot cu spatele. Da? Da, aici era stâncă, au spate, au creat, au pus-o pe obișinită. Nu, locul... M-a spus că jos era... Nu, da, nu. Ceea ce vedem noi marchează locul. Nu, vrem. Muzeul este la... Nu, muzeul pe care... Și intrarea în Sfântul Mormânt. Asta este adevărata intrare. Care se află la nivelul deasupra. Mormântul e deasupra câțiva metri, însă... Crucile, Golgota, aici se vedea aia. Acolo au fost în partea aia. Da. Unde a venit așa, acolo e... În dreapta, mai mai da. Concret, în deci, era un om de 2 metri, ca om. Este ceva de apocriuință, ei, și ca doi, și partea asta, și greci aici, și armeni, și ortodoxi aici au și locuințe, au... Da. Dar nu asta la biserică. Da. Aici este mormântul lui Iosif din Arimatea. Deci cel care a dăruit mormântul Domnului Iisus Hristos. Iosif își pregătise acolo mormântul nou pentru el. Mormintele la evrei, de obicei, era să le foloseau. Mormântul a fost pus într-un mormânt nou. Capela coptă din spatele Sfântului Mormânt. E cât mai fără iubit să primul pe Sfânta Maria. Biserica Română-Catolică, Învierii Domnului. Atingându-se de trupul unui mort, atunci când s-a atins această cruce, a înviat și s-a dat seama că aceea este crucea Sfântului. De obicei, Sfinții, când vreau să verific, cerau lui Dumnezeu un semn, se arată într-un fel. Mozaicul foarte bun. Biserica armenească, de fapt. Aici e o capă. Și peste tot, în vehicul ăsta, un bucăște. Fără la tine. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Capela de la baza Golgotei, unde s-au găsit cele 3 cruci. Acolo este locul de foarte întâlnit. La stâncii în Golgota, în vârful căruia a fost crucificat Iisus Hristos. Având în spatele meu Sfântul Mormânt, asta este Biserica Învierii, care am înconjurat-o noi acum și am fost jos la baza Golgotei, unde am văzut acum a fost găsită crucea lui Hristos. În dreapta sus este Golgota. Și asta este cupola Bisericii Învierii.
un candelabru foarte frumos. Și un mozaic interesant. Piatra Îngerii. Aici este biserica Îngerii.